speram într-o prezență mai mare, mai numeroasă, în sensul faptului că sunt 150 de ani de la nașterea lui Medvedev. Dacă ar fi să luăm pe ce spunea el, o grămadă de ani, iată, deci 150 de ani. În 1918, Mehedinți avea 50 de ani. Era un bărbat în toată firea, după lecturile pe care le-am făcut, aproape că îmi vine să cred că o fi fost și el vreodată tânăr. Extraordinar. Era ministru al învățământului și curtelor. În timp ce țara era ruptă în două, Ramărășești, pe aici se trecea cu Auschwitz-ul, cu pașaportul spre Iași, ministerul era împărțit în două, o parte la București, o parte la Iași. El trecea și făcea un fel de navetă, zice foarte interesant, am plecat de la Iași la București cu un tren personal, nu guvernamental, ca să nu plătesc mai mult decât... Deci, iată, un ministru vine de la Iași către București, în interes de serviciu, vine cu trenul personal să nu facă cheltuieli. Deci era... A făcut în condițiile acelea, a reușit să impună prima două legi ale învățământului, legea eforiilor școlare, legea școlilor pregătitoare. Este primul ministru al învățământului care propune mărirea duratei de școlarizare pentru, special pentru mediul rural. Evident, și atunci, ca și acum, anumite lucruri nu erau bine văzute, așa că legea eforiilor școlare a fost suspendată la o jumătate de an, când au venit liberalii, Angelescu, deci au fost presiuni mari. Dar n-a avut încotro, pentru că investiția de inteligență era formidabilă și atunci a rebotezat-o și în loc de eforii școlare le-a spus comitete școlare. S-a văzut că această lege a comitetelor școlare a guvernat toată perioada interbelică, atunci când școala chiar a avut rezultate extraordinare și când Angelescu, care a fost un demn urmaș al lui Spiru Harel, a spus, vreau să iau doar Ministerul Învățământului ca să fac ceea ce a făcut Harel și, într-adevăr, a făcut lucruri extraordinare, de aceea era și poreclit de prieten, doctorul Cărămidă.